Am fost și o zi, am fost și eu informator, într-adevăr, recunosc, dar fără voia mea, am fost forțat. Propriu zis, amenințat. Dacă nu colaborez, în 2 săptămâni ies la motru, lucram la mine la Șuior, eram tânăr, proaspăt căsătorit, fiul meu avea vreo lună de zile, nici atâta. Sunt la 21 de ani, îți dai seama că nu puteai să reacționezi, decât să te supui. Și asta a fost. Da, am făcut un angajament, am dat prima declarație, am dat o declarație falsă, care a fost verificată de către CNSA și către organul de abilitate, nu s-a materializat nimic. Deci n-am frustrat nici statul român, nici persoanele care au fost în cauză. Ce interesau pe securiști? Interesau ce discută ortacii noștri pe autobuz sau la serviciu, în subteran, în mină. Și era atunci, era un caz, noi mai ascultam Europa Liberă, era un caz când au fugit niște români și eu am pușcat atunci în 89 până în anti-revoluție, până în Ungaria. Și era cazul a două persoane care nu aveau nici clinici în mânică, că au fost și ei fugiți peste hotare. No, cam asta a fost. Pe asta a fost problema, fiindcă ne-am făcut o declarație de propria răspundere în momentul în care am candidat la funcția de primar, în care spuneam că nu suntem colaboratori ai securității. Numai că se bătea cap în cap și intra sub incidența unei declarații false. Eu am și omis. Nu mi-am dat seama și uitat că am fost și eu informator o zi.